Deși regiunea de vest a țării are cea mai mică rată a mortalității infantile din țară, județul Hunedoara se află pe primul loc la acest capitol, comparativ cu Arad, Cara Severin și Timiș. În județ, rata mortalității infantile este de 6,6 la 1000 de nou-născuți vii. În acest sens, organizația Salvați Copii a reușit să sprijine de-a lungul timpului mai multe maternități, mame și copii, inclusiv din județul Hunedoara. În urma solicitărilor primite de la medici și într-un context sanitar vulnerabilizat de criză și marcat de subfinanțare, Organizația Salvați Copiii România a accelerat anul acesta programul de dotare a maternităților și secțiilor de pediatrie din regiunea vest cu echipamente medicale în valoare totală de peste 159.000 de euro. Rata media mortalității infantile este în regiunea vest mai mică decât media pe țară, 4,7 la 1000 de copii născuți vii față de 5,2 potrivit datelor statistice, însă în regiune Hunedoara este pe primul loc. Conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică pentru anul 2021, cifrele așa arată acest lucru. Hunedoara este cu o mortalitate infantilă de 6,6 la 1000 de născuți vii. Organizația Salvați Copii a început cu un an în urmă, cu 12 ani, o campanie națională de reducerea mortalității infantile. În cei 12 ani de zile am reușit să dotăm multe maternități și mai nou secții de pediatrie cu echipamente medicale performante în funcție de nevoile și solicitările venite din partea spitalelor. Am reușit să ducem echipamente în 107 unități medicale și am ajuns, bineînțeles, și în zona de vest. În regiunea de vest am reușit să aducem echipamente la mai multe maternități în valoare de aproape 900.000 de euro. Acest lucru îl facem, cum spuneam și mai devreme, în urma solicitărilor primite de la medici. Pe lângă acest lucru, Organizația Salvați Copii oferă și programe specifice pentru mamele din comunități, pentru că este foarte important ca mamele să fie informate că este nevoie să meargă la control în timpul sarcinii, astfel încât cei mici să se nască în siguranță și să nu fie probleme, pentru că România are o rată a prematurității destul de ridicată. Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investițiile în maternități și programe integrate pentru susținerea sănătății mamei și copiilor, Salvați Copiii lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către o cauză vitală, dotarea cu echipamente performante a maternităților și a spitalelor și a secțiilor de pediatrie.